Un aparat de zbor misterios, după cum știți, a tranzitat România. Declarațiile de astăzi ale ministrului apărării Vasile Dâncu nu fac decât să sporească acest mister. Domnul Dâncu spune, nu știm care a fost mobilul acelei călătorii. Sunt foarte multe întrebări fără răspuns legate de acest avion intrus care a pătruns aseară în spațiul aerian al României. Această aeronavă știm că a decolat din Ungaria, a zburat la joasă înălțime peste Oradea, Caransebeș, Drobeta, Turnu Severin. La Drobeta locuitorii chiar au filmat avioanele F-16 care au escortat până la un punct acest aparat de zbor. Avem o legătură telefonică directă cu domnul general Cristian Barbu. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult, domnule general. Îi salut pe invitații mei de la această oră. Emilian Iseile, Spot Media, este în studio alături de mine. Mulțumesc foarte mult. De asemenea, Vladimir Ionaș, în legătură telefonică directă, ni se va alătura imediat. Domnule general, era normal să aflăm deja mai multe despre acest aparat de zbor până la această oră? Da, categoric. Sunt deja 20 de ore de la producerea evenimentului și noi în acest moment bâșbâim, nu că ar fi prima dată când bâșbâim și nu suntem suficient de atenți cu lucruri extrem de importante, cum a fost acest incident de zbor pe care îmi pare rău că trebuie să spun, dar cred că echipa domnului ministru Dâncu a trecut cam ușor peste eveniment, clasându-l la nivelul lebedei negre, evenimentelor ciudate și nici de cum în spiritul legii. Noi avem o lege, o lege care este în concordanță cu celelalte forțe NATO în domeniul aero și ar fi trebuit să ne spună un răspuns în acest sens și nu în sensul, eu știu, unor spectacole de operă sau de balet. Bine, asta cu baletatul n-ar fi prima dată când ni se întâmplă în perioada aceasta, dar de data aceasta chiar ar fi fost cazul să ne spună lucrurilor concrete. Ne lipsesc câteva elemente esențiale și lipsesc și din mesajul ministrului, cu părere de rău. În primul rând, care a fost acțiunea armatei române, pentru că intră conform legii în jurisdicția Ministerului Apărării Naționale. În conform legii, un paragraf, un articol spune clar că trebuie tras foc de avertisment. Nu știm, s-au tras astfel de focul, nu s-au tras. S-au făcut toate procedurile legale până acolo. Dacă nu s-au făcut, de ce nu s-au făcut? De ce nu au fost ordonate? Vedeți, toate lucrurile acestea ne duc cu gândul că se știa de fapt și de drept ce se întâmplă cu această aeronavă și doar am escortat-o, mai aveam să punem girofarul pe F-16 și nu cumva să se întâmple vreun accident în zbor cu această aeronavă neidentificată. Mi se pare de data aceasta că este absolut jenant în fața oamenilor, noi contribuabilii care până la urmă plătim și securitatea aceasta a noastră. Este absolut jenant să spunem, știți, de fapt și de drept, nici nu știm, l-am și scăpat, n-am făcut nimic, ne iertați, dar eu ceva negru pe cer acolo, o lebădă neagră, absolut jenant. Da, e bine că ne servesc metaforele și pentru că vorbesc despre reacția oamenilor, oamenii din Drobeta, Turnu Severin, au văzut avioanele F-16 care escortau acest aparat de zbor. Emilian Iseilă, este jenant ce se întâmplă, ar fi trebuit să avem răspunsuri până la această oră, spune domnul general Cristian Barbu. Cum apreciați declarația ministrului? Da, e... cum aș putea să o apreciez? Adică, în fine, exact cum spunea și domnul general, așteptă niște răspunsuri concrete, iar domnul ministru vine cu o metaforă, care nici nu e prea fericită, lebădă neagră, în fine. Mai degrabă o fantomă neagră, dacă vrea să facă o metaforă, că nu a fost prinsă și nu știm nimic despre ea. Lucrurile sunt extrem de complicate și, într-adevăr, avionul respectiv putea să reprezinte o provocare, putea să strângă informații, mai ales dacă a zburat la joasă înălțime, putea să facă orice.
Ideea e că un avion neidentificat a traversat spațiul aerian al României la joasă, la altitudine foarte joasă, iar noi nu am știut ce să facem, nu știm să reacționăm și nici măcar nu reușim să strângem informații despre aeronava respectivă și să le explicăm, să venim public, cu ceva. Ministrul recunoaște asta cu destul de multă nonșalanță. Da. Și e o situație complicată, mai ales că totuși suntem la granița unui război foarte intens, adică cel mai mare conflict după cel de-al doilea război mondial din Europa. Lucrurile sunt complicate și, într-adevăr, cred că ar trebui să avem, nu știu, o incisivitate mult mai mare, mai ales în ceea ce privește securitatea și siguranța națională. Adică dacă un avion oarecare decolează din Budapesta și poate să zboare prin România, să facă ce vrea el, lucrurile sunt destul de complicate, în opinia mea. Și exact cum spunea și domnul general, a trecut foarte mult timp deja și ar trebui să avem răspunsuri. E jenant să ajungi, imediat, domnule general, să ajungi în situația în care oamenii filmează F-16 pe cer. Nu numai că filmează, dar se și sperie, pentru că aceste avioane F-16 fac un zgomot care exact nu trece neobservat, și să nu ai o reacție, hai să zic, consistentă din partea autorităților, nu declarații de asta. În registru anecdotic de bagatelă. Exact. Vă rog, domnule general, voiați să interveniți. Da, vreau să spun că în comparație cu celălalt eveniment, când drona aceea fantomă, aceea chiar fantomă, a trecut vreo 4 minute pe deasupra țării noastre, de data aceasta acest avion, care nu mai e deloc fantomă, îl văzurăm cu toții, spre regretul Ministerului Apărării Naționale, l-au văzut și cetățenii, că poate se gândeau că nu o să-l vadă. Ei, acesta a survolat România aproape 2 ore, să știți. Deci aveam timp cumva să ne ducem și să ținem și o conferință de presă cu oamenii care pilotau un avion, în care să nu credeți că sunt doar 2 oameni. Este un avion serios, bimotor, care transportă încărcături până la 7-8 pasageri și alte lucruri care pot fi acolo. Deci nu are nicio legătură cu atât de ușoară abordarea Ministerului Apărării Naționale, mai precis a domnului ministru Dâncu. Da, foarte ușoară, Vladimir Ionaș, această abordare, după cum spunea și domnul general. Care este semnalul pe care ni-l dă ministrul cu prilejul acestor incidente? Nu știu dacă ne auzim, Vladimir Ionaș? Mă auziți acum? Da, vă auzim. Din păcate nu face decât să crească doza de neîncredere a cetățenilor români în autorități. Lipsa aceasta de transparență cu care s-au obișnuit instituțiile din România, din păcate, în momente de criză, creează mai multă panică. Ministerul trebuia să iasă mult mai repede să comunice, să spună acele informații pe care le aveau. Mie nu mi-e foarte clar ce puteau să facă atâta timp cât cei din acel avion nu au reacționat, nu au comunicat cu piloții avioanelor de luptă care au încercat să intre în comunicații. Probabil singura soluție era să-l doboare, dar asta probabil e ultima măsură. Cred că acum mai multe informații pot oferi doar autoritățile din Bulgaria, care înțeleg că au avionul și au identifica și pasagerii, dacă am citit eu bine. Deci autoritățile românești acum trebuie doar să discute cu cele din Bulgaria pentru a afla mai multe detalii despre motivele care au stat la baza acestui zbor și al acestui joc pe care l-au făcut până la urmă. Dar, repet, din punctul meu de vedere, cea mai mare problemă ține de întârzierea cu care au reacționat autoritățile în a oferi informații cetățenilor. În timpurile astea în care pe rețelele sociale orice se întâmplă apare imediat, trebuie să înțeleagă și instituțiile statului că trebuie să comunice rapid, pentru că altfel lasă locul tuturor teoriilor, conspirațiilor, tot felul de... Ne gândim, lucrăm cu tot felul de scenarii și lucrul ăsta nu face bine. Doamna, vă rog. O scurtă precizare, și știți că vorbesc în cunoștință de cauză. Mă refer la legea 257/2001, care a fost republicată în 2014 și care spune exact care sunt pașii în astfel de situații, în colaborare și cu partenerii noștri din NATO. Deci există o procedură întreagă care nu a fost până în acest moment aplicată.
Da, și atunci care sunt consecințele? Cine ar trebui, că există în România un comandament NATO, domnul ministru poate că se gândește să le dea cetățenilor acest simbol al lebedei negre, gândindu-se că nu e cazul să le dea informații mai serioase? Adică... Nu-mi dau seama, din declarația respectivă pare mai mult că nu are informațiile decât că nu vrea să le dea. Oricum, în fine, chiar și acest survol și însoțit de două avioane F-16, puteai să strângi niște informații despre zborul respectiv pe care să le oferi publicului, că totuși avioanele respective sunt dotate cu multă tehnologie, radar de urmărire, poți să afli indicativul avionului, poți să afli tipul avionului și așa mai departe. Sunt informații de bază care puteau fi oferite de către autorități, care nu însemnau încălcarea secretului militar sau nu știu ce, dezvoluirea nu știu cărui operațiuni secrete, dar care arătau că într-adevăr cele două avioane F-16 și-au făcut treaba și că survolul respectiv, în fine, într-adevăr, cum spune și domnul general, s-au încălcat legea, trebuia să tragă măcar un foc de avertisment și să respecte procedurile respective. Dar chiar și asta trebuia să vină să spună ministerul, în opinia mea, ce au făcut ei conform acelei legi atâta timp cât au însoțit acel avion. Pentru că probabil că au comunicat, au anunțat comandamentul, comandamentul a anunțat comandamentul NATO, le-au spus ceilalți ce să facă. Adică nu-mi imaginez că timp de două ore, doi piloți de F-16 au stat cu mâinile prinse de manșă. Chiar patru. Așa, au stat cu mâinile prinse de manșe și s-au uitat în față și stăteau în stânga și în dreapta acelui avion. În acea perioadă de două ore se întâmplă o grămadă de lucruri. Elementele de bază a ceea ce s-a întâmplat în aceste două ore, eu, în opinia mea, trebuiau comunicate publicului. Deci v-am spus, elemente de bază, de la tipul avionului, de la altitudine, de la, exact cum a spus domnul general, câte persoane poate să încapă acolo, ce tip de aparatură poate să care, sau tot felul de lucruri care puteau fi date publicitățile și care arătau în final că autoritățile din România și-au făcut treaba. Nu să ajungem, exact cum spunea și Vladimir, în situația în care să ne pierdem și mai mult încrederea în autorități. Și pentru că vine un ministru... Lasă situația, sigur. Că vine un ministru și face metafore la televizor și... Pentru că reacțiile oamenilor atunci când au văzut avioanele F-16 a fost una deloc liniștită. Au fost unii care au spus, gata, vin rușii. Haideți să vedem ambianța aceasta. Oamenii care au filmat la Drobeta, Turnul Severin, momentul în care avioanele F-16 care au pornit după acest aparat misterios, lebăda neagră, au survolat cerul. F-16, ăla s-a auzit așa. Uite ce fume, unde după el, bă, le scortează, fii atent! Da? Le scortează pe ăsta! Liniștea mai multor locuitori din sud-vestul țării a fost deranjată de o misiune de poliție aeriană. Este vorba de mai multe avioane de tip F-16 care au însoțit pe cerul României la joasă înălțime un avion care decolase din Debrecen în jurul orei 17.30 și care nu răspunsese semnalelor forțelor aeriene maghiare. La scurt timp a intrat în spațiul aerian al țării noastre, unde a fost escortat de forțele aeriene române. F-16 în nană. Uite armata de În niciun moment, pilotul aeronavei nu a răspuns interogărilor radio și nici semnalelor vizuale transmise de aeronavele militare interceptoare, potrivit normelor internaționale. Avionul a fost escortat de două ori de către avioane F-16 care au decolat de pe baza aeriană Fetești. Pentru o scurtă perioadă, în zona Drobeta Turnul Severin a intrat și în spațiul aerian al Serbiei, apoi a revenit în România, de unde a intrat în Bulgaria în jurul orei 19. La vecinii din sud, avionul bimotor a dispărut de pe radar. Autoritățile bulgare investighează la sol zona ultimei poziții cunoscute a țintei pentru identificarea aeronavei și stabilirea tuturor detaliilor. Da, va trebui să înțelegem mai multe până la urmă. Domnule general Barbu, există vreun motiv serios pentru liniștea autorităților de până acum? E posibil ca acest avion care a survolat și a cărui locație în Bulgaria autoritățile de la Sofia refuză să o devoaleze, există posibilitatea ca acest avion să aparține NATO? Nu. NATO nu. Poate să aparțină unei țări NATO,
Există o astfel de variantă că ar fi matriculat în Lituania, de exemplu, sau poate foarte bine și în altă țară NATO, nu știm, vedeți că ne fiind oficial niciun comunicat, facem și noi speculații cumva. Dar nu poate să aparțină unei forțe militare NATO, dar unui stat NATO poate să aparțină, însă chiar și așa, procedurile sunt foarte clare. Nu ne putem lua numai după însemnele pe care le citim de la distanță în timpul zborului și le vedem, le observăm. Există toate celelalte elemente legate de transponder. De ce ar fi întrerupt transponderul un zbor care putea să fie normal civilizat, cum sunt mii sau zeci de mii de zboruri zilnice? Al doilea aspect. De ce n-au colaborat piloții cu cei care au fost în poliție aeriană, români și americani? 3. De ce au ales un traseu atât de interesant pe deasupra României? N-a fost un traseu aleator, a fost un traseu bine cunoscut, chiar dacă nu s-au folosit, să spunem, mijloacele clasice de anunțare și de avertizare. 4. Situația în Bulgaria, dacă este așa cum ni se prezintă în acest moment, ridică și mai multe suspiciuni. Bun, hai că n-am găsit avionul sau l-am găsit în cele din urmă, dar nu știm ce-i cu piloții sau ce făceau ei pe acolo. Vedeți, s-au adunat atât de multe lucruri pe care noi românii trebuia să le clarificăm. În cele 2 ore de survol al României, noi trebuia să clarificăm aceste lucruri. Nu să stăm acum la mâna bulgarilor să aflăm ce s-a întâmplat la mâna ungurilor, să vedem dacă a plecat sau de unde a venit. Am avut această situație pe teritoriul nostru și trebuia dusă până la capăt. N-am dus-o și este un pericol. Gândiți-vă, doamna Chiriac, și închei cu asta ideea, că astăzi 40 de avioane vor face același lucru, că au descoperit că există un culoar sigur, asigurat de aeronavele F-16 și pot tranzita cu orice teritoriul României, că nu li se întâmplă nimic. Și poi mâine 80 și tot așa. Suntem într-o situație de nebunie absolut pe care trebuie să o respectăm conform legii și nu altfel. Da, Vladimir Ionaș, șeful NATO, înțeleg că nu mai vine în România din motive de sănătate. Jens Stoltenberg ar avea zona zoster, o boală asupra căreia sistemul nervos are o consecință directă. Însă va veni în România președintele Franței, Emmanuel Macron, a cărui relație cu cealaltă țară vecină Ucrainei, Polonia, nu e una foarte bună. Polonezii îi tot reproșează lui Macron că se întreține la infinit cu Vladimir Putin, că îl bagă în seamă, că îl cultivă și că asta nu ar fi în ajutorul ucrainienilor. Ce semnal primește România cu prilejul acestei vizite a președintelui francez? Nu știm exact care este agenda președintelui Macron. Ne amintim cu toții, dacă nu mă înșel, nu sunt expert în domeniu, dar acel grup de lucru este condus de Franța. Franța, da. Așa e. Francez. Deci probabil are legătură și cu acest aspect dist al președintelui Macron. Vom vedea despre ce va vorbi pe teritoriul României. Eu repet, eu înțeleg motivele care stau în spatele insistențelor venite din Franța și Germania pentru un dialog în continuare cu Federația Rusă, dar în același timp ei, Occidentul, țările din vest, trebuie să înțeleagă că în est lucrurile sunt văzute cu totul altfel. România, spre deosebire de Polonia, n-a avut reacții dure la adresa președintelui Macron sau a Germaniei, dar cred că în timpul discuțiilor președintele poate să-i transmită că, din păcate, pentru domnia sa, Europa de Est, Europa Centrală, vede puțin lucrurile diferit și să-i explice de ce. Diferit cum? Relația cu Federația Rusă pentru țările din Est, și aici intră și România și Polonia, nu poate fi construită având la bază aceleași interese pe care le au, de exemplu, țările occidentale, pe care le au Franța și Germania. La ei este vorba strict despre business și despre bani, în țările din Est este vorba mai degrabă despre istorie și ceea ce a făcut Federația Rusă în trecut în aceste țări. E o diferență, eu pot să înțeleg interesele pe care cele două țări le au, presiunea care este pusă pe conducătorii de
acestor țări către mediul de business, dar în același timp să fie mult mai atenți la modul în care comunică și la modul în care transmit aceste mesaje. Da. Pentru că Franța, din păcate, în România a pierdut foarte mult la capitolul, dacă pot spune așa, încredere în principalele țări occidentale, tocmai din cauza modului în care liderii francezi au știut să se poziționeze în momente cheie. Și ne amintim și față de România și față de o parte a concetățenilor noștri, acum în războiul acesta din Ucraina și în multe, multe alte aspecte. Inclusiv dacă vorbim de armata europeană și modul în care vede Franța sau mai exact președintele Macron securitatea europeană. Da? El are această idee de a ne îndepărta, de a Europa, de a se îndepărta de Statele Unite, în condițiile în care războiul din Ucraina ne-a arătat un lucru cât se poate de clar. Europa fără Statele Unite și Marea Britanie, din punctul de vedere al securității, nu are nicio șansă. Emilian Iseida, președintele Franței se pregătește să vină într-o Românie care este sufocată la nivelul vămilor, care este blocată pe mare, în care tirurile stau cu săptămânile, rafturile magazinelor se golesc pentru că de acolo așteptăm să se alimenteze magazinele, supermarketurile, adică într-o realitate particulară, după cum spunea Vladimir Ionaș. Da, problema, deci eu, în opinia mea, cred că Macron încearcă cumva să construiască o susținere în estul Europei vis-a-vis de conflictul din Ucraina. Macron are această viziune, o să mă întorc și la vă, îți promit. Macron are această viziune a găsirii unei soluții negociabile și trebuie să precizăm, Franța cumva și alături de Germania îl presează pe Volodymyr Zelensky să cedeze teritorii Rusiei și să găsească o cale astfel încât să închidă conflictul. Asta e viziunea lor. Într-adevăr, o explicație are și acest interes comercial puternic pe care Franța și Germania îl au vis-a-vis de Rusia. Pe de altă parte, nu știu dacă România va merge spre această idee a lui Macron. Vom vedea după vizite sau în funcție de ce se discută acolo. Întorcându-ne la realitatea vămilor, într-adevăr, președintele Macron vine într-o Românie care are o grămadă de probleme logistice în acest moment. Exact, provocate de război? Provocate de război, deci avem un port Constanța, hai să zic eu, blocat, nu poate să opereze atât de multe vase cu, în fine, cu grâne, cu cereale care vin din Ucraina. Pe de altă parte, este și un port afectat de conflict din cauza câmpurilor de mine, minelor care plutesc pe mare și care sunt destul de multe, din câte înțeleg, și blochează traficul, îl perturbă destul de mult. Avem o presiune a Rusiei care a instituit o blocadă în Marea Azov, deci acolo sunt două porturi importante ale Ucrainei prin care se transferau cereale către Europa și și de aici mai departe către Asia, Africa, și lucrurile sunt extrem de complicate. Ei, tot acest trafic de comercial blocat pe mare s-a mutat pe uscat, pe CFR și pe infrastructura rutieră. Și de aici apar alte și alte probleme logistice în cascadă, pe care văd că guvernul României nu e în stare să le rezolve. Acum s-au trezit și ei să mai deschidă nu știu câte puncte de frontieră. Făcea domnul ministru de interne Bode o declarație în acest sens chiar astăzi, destul de târziu. Și pentru că, exact cum spuneam și înainte, această incapacitate logistică, ea generează blocaje în cascadă. Adică dacă astăzi sunt 100 de tiruri, peste o săptămână vor fi 300 și tot așa. Pentru că dacă nu ai soluții să fluidizezi și nu poți să faci asta constant, repede și constant, și mai ales îți trebuie un fel de viziune de asta să prevezi, adică pornind să te gândești, să te uiți pe harta aia, să vezi dacă 5 porturi sunt blocate, câtă marfă circulă pe acolo, unde se duce acea marfă, cu ce se va transporta, cât rămâne în Ucraina, cât ajunge în România, cât se duce în Republica Moldova, pe unde intră din Moldova în România, pe unde se duce din Moldova spre Uniunea Europeană și așa mai departe. Adică ar trebui ca oamenii ăștia să se gândească, să judece, să aibă niște echipe care să propună soluții într-o situație de criză. Deja avem război de peste 100 de zile. Părerea mea că cumva la nivelul
instituțiilor importante din România, Minister de Interne, Ministerul Apărării, Minister de Finanțe și așa mai departe, trebuie constituit aceste echipe care să prevadă și să poată să ia decizii concrete astfel încât să lucrurile să funcționeze. Normal nu o să funcționeze ca înainte, dar nu pot să, o să ne trezim că crește prețul pâinii cu 300% pentru că nu, tirurile nu poate să ajungă. Adică nu că nu există producție. Există producție, dar nu reușim să o aducem. Nu există infrastructură. Exact. Domnule general, vorbeam despre viitoarea vizită a președintelui francez în România, într-un context comercial nu foarte potrivit în ceea ce privește contractul corvetelor pe care îl cunoașteți foarte bine, un mare grup francez care a făcut lobby la cel mai înalt nivel în România pentru achiziționarea acestor. Nu știu dacă ne auzim. Ne auzim, domnule Barbu? Da. Deci, Naval Group, care le-a reproșat autorităților de la București de foarte multe ori faptul că dau dovadă de lipsă de determinare. Pe de altă parte, grupul olandez Damen, de pe locul al doilea, care spune că ar face aceleași corvete cu aceiași bani înainte de termen, cu mână de lucru românească. Deci e și o problemă economică aici. Sigur, sunt cel puțin trei componente importante pe care cred că președinții celor două state le vor aborda. Va fi o componentă diplomatică, probabil legată de poziția Ucrainei ca viitor candidat la Uniunea Europeană și știm poziția președintelui Macron în acest sens. Va fi poziția pe care Ucraina o dorește în cadrul NATO și urmează summitul NATO. Probabil că va fi și aici o discuție, dar în cheie militară. Apoi să nu uităm că acest grup de luptă din România este condus de Franța. Au cei mai mulți militari, au în jur de 500, vor fi probabil în jur de 700-800 în final grupul tot va fi cam în jur de 1000, au tehnică militară de ultimă generație, nu întâmplător pe partea economică, cum foarte bine spuneați dumneavoastră, vor fi abordate subiecte legate de corvete, din că aici este o situație în impas de ceva timp, nu reușesc deloc acești doi parteneri care au câștigat licitația să se pună de acord și să înceapă cumva lucrul și atunci ne gândim în modul cel mai serios ca națiune dacă nu cumva trebuie să abordăm astfel această problemă și mult mai la curent în zilele noastre. Ar mai fi și discuția vis-a-vis de elicoptere, probabil că mai sunt și alte discuții economice foarte, foarte importante în acest context al războiului de la granița noastră. Și probabil că nu în ultimul rând, președintele Macron, în calitatea pe care o are acum în cadrul conducerii europei, va veni și cu ideea că problema alimentelor, problema grânelor din Ucraina va trebui rezolvată într-un mod în care să fie implicată probabil Organizația Națiunilor Unite, unde și bineînțeles partea europeană, unde știm că poziția președintelui Macron este una destul de deschisă. Aș vrea să închei prin a spune că n-ar fi rău să nu uităm că Franța este un partener strategic al României, poate pe poziția a doua, dacă luăm ca importanță, SUA fiind de departe cel mai important partener strategic al nostru, dar și Franța de-a lungul timpului a arătat că are o deschidere vis-a-vis de problemele României. Mulțumesc, domnule Barbu, pentru intervenția dumneavoastră. Ne întoarcem după o foarte scurtă pauză. Vom vorbi despre afacerile înfloritoare ale unui fost șef de servicii secrete din România. Celebrul Florian Coldea, fostul șef operativ al SRI, pare că a dat o adevărată lovitură financiară. Ne întoarcem după o scurtă pauză.
dezvăluiri interesante despre celebrul Florian Coldea, fostul șef operativ al SRI, pare că a dat o adevărată lovitură financiară. Coldea a avut în anul 2021 un profit net de 1 milion de euro, după cum scriu jurnaliștii de la G4 Media. Vă reamintim, Florian Coldea a fost trecut în rezervă după ce a fost acuzat de activități ilegale. Chiar dacă nu mai activează în SRI, Florian Coldea are un succes imens în afaceri. Firma acestuia, SC Strategic SIS SRL, i-a adus anul trecut un profit uriaș. Compania a fost înființată în urmă cu 2 ani alături de Dumitru Cocoru, la rândul lui general în rezervă. SIS SRL a avut o cifră de afaceri de peste 4 milioane de lei și un profit net de 4,31 milioane de lei, scriu jurnaliștii de la G4 Media. În schimb, în primul an de la înființare, cifra de afaceri a fost în jur de 639.739 de lei, iar profitul net de 573.775 cu doar un singur angajat. Conform unui site deținut de un trust francez, constructorul de nave olandez Damen ar fi reluat contractul de 1,2 miliarde de euro cu Ministerul Apărării din România, acest lucru fiind posibil doar cu ajutorul unor foști oficiali din serviciile secrete românești. Mai exact, numele firmei deținute de Florian Coldea și Dumitru Cocoru erau indicate. Reprezentanții Damen au negat însă informația. Într-un comunicat pentru G4 Media, oficialii companiei olandeze spun că nu au avut nicio legătură cu firma lui Coldea. În anul 2019, licitația de 1,2 miliarde de euro, care presupunea livrarea a 4 corvete către forțele navale din țara noastră, a fost în folosul unei companii franceze, însă contractul nu a mai fost semnat după o contestație în instanță depusă de Damen. Nu este singura precizare pe care site-ul francez o face. Aceștia mai menționează că unul dintre șefii marelui constructor de nave olandez ar fi un alt general în rezervă, și anume Gheorghe Savu, care anterior a condus serviciul secret al armatei. Florian Coldea a devenit celebru pentru implicarea în eliberarea jurnaliștilor români răpiți în Irak în 2017. Acesta a fost demis din SRI și trecut în rezervă după acuzațiile de corupție lansate de fostul deputat Sebastian Ghiță. Profit de 1 milion de euro nu e rău deloc. Ne atrage atenția acest frumos succes în afaceri al domnului Coldea în contextul discuțiilor chinuite despre legile securității, cu dușmania președintelui, care s-a supărat pe cei care au făcut publice puținele informații. Înțeleg că va fi și un protest, Emilian Iseidă, în acest weekend pe marginea opacității care înconjoară aceste legi. Mă întreb dacă nu cumva motivul principal pentru care există atâta precauție sunt tocmai afaceri de genul acesta sau altele. Există o problemă destul de spinoasă aici. Hai să pornim de la domnul Florian Coldea. Succesul în afaceri. Mie este foarte greu să cred că un șef operativ a unui serviciu secret, după ce trece în rezervă, nu poate să dezvolte o companie care să-i aducă 1 milion de euro. Pentru că, în primul rând, cunoaște foarte mult ce înseamnă infrastructură de informații, cunoaște oameni cheie, cunoaște... Domnul Coldea, nu acționează, firma sa nu își desfășoară activitatea doar pe teritoriul României. Pe teritoriul României, dar aici interacțiunile comerciale sunt vaste, complicate. Contextul este foarte bun pentru companii de acest gen care se ocupă de lobby, ușurat contacte între oficiali pentru transferul de tehnologie, pentru cumpărare de armament, dezvoltare de chiar și de antrenament, dezvoltarea personalului militar și așa mai departe. Sunt foarte multe zone de acțiune și care sunt foarte scumpe. Deci trebuie să reținem. Adică armamentul, pregătire militară, transfer de tehnologie înaltă. Și astea sunt lucruri care sunt cumpărate și vândute cu foarte mulți bani. Acum, pe de altă parte, exact chiar și din reportajul B1 am sesizat că sunt foarte mulți foști generali, oameni care au lucrat în domeniul informațiilor, care, după ce au ieșit, sunt în rezervă, folosesc abilitățile, experiența, agenda telefonică și tot ce au acumulat în perioada de activitate. Agoniseala de viață. Da. Pentru a pune pe picioare afaceri care, în contextul actual, chiar cred că au succes. Adică să ne gândim, hai să nu ne gândim doar la România, hai să ne gândim la tot Estul Europei, în care acum
fiecare țară încearcă să se înarmeze, să-și mărește bugetele militare. Este o zonă extrem de propice și sunt o grămadă, o serie de oportunități în acest moment pentru companii de genul ăsta care fac lobby asupra instituțiilor unui stat sau altul, intră în legătură cu oameni de afaceri, îi pun în contact, fac... Este fundamentală această deschidere a ușilor despre care vorbeai. Vladimir Ionaș, e și talent în acest milion de euro profit pe an sau e doar puterea informației care a hrănit foarte mult personalitatea domnului Coldea și a altor șefi de servicii, evident? Inițial, când am citit informația referitoare la profitul pe care l-a făcut din consultanță, mă gândeam că ar fi bun și de ministrul al finanțelor, pentru că se vede că are talent, da. Știe ce trebuie să facă, da? Deci poate ar putea face și pentru România ceva asemănător. Evident că are legătură cu informațiile pe care le deține și cu puterea pe care încă o deține de a influența anumite decizii. Pentru că, până la urmă, dacă ne uităm peste tot în lume, oamenii care au lucrat în serviciile de informație, să luăm exemplu Statelor Unite, în general lucrează în diverse companii care oferă servicii de lobby, de consultanță, tocmai pentru că au informații și știu unde trebuie să deschidă o ușă pentru a rezolva o anumită problemă. La noi, dacă vreți, strict în cazul domnului Coldea, mai degrabă putem vorbi despre modul în care a plecat din SRI și problemele pe care, nu știu, problema care planează asupra numelui domniei sale, pentru că nimeni nu a clarificat până la urmă dacă domnul Coldea a făcut acele lucruri sau nu. Activitatea domniei sale de acum, nu știu, cred că poate fi verificată la fel ca verifica activitatea oricărei alte companii din România. Nu merită o atenție. Dar, într-adevăr, atrage atenția așa profitul. Nu e foarte ușor da, să faci. Da, da, a meritat să vorbim despre el, mai ales în contextul acesta care, după cum spuneam, duce și la niște proteste în acest weekend. Legile Securității Naționale vor scoate oamenii în stradă sâmbătă. Declarații foarte interesante astăzi și ale ministrului de interne. Domnul Bode a stat ce a stat, până la urmă a ieșit și ne-a spus cum descind polițiștii în infernul drogurilor, ce măsuri s-au luat până acum. Tot astăzi au apărut și niște informații legate de polițiști prinși cu droguri, deci fiind în posesia drogurilor. Înțelegem mai bine încrengăturile și lipsa de activitate a polițiștilor în acest domeniu extrem de bănos. Haideți să vedem declarația lui Lucian Bode. Am avut o parte de o tragedie. Într-adevăr, și este regretabil că un tânăr de 25 de ani a murit în urma unei supradoze la acest festival. 73.000 de participanți, 129 de dosare penale, 119 dosare penale pe componenta de consum, deținere ilegală de droguri și de substanțe interzise. Acestea sunt cifre care spun totul despre activitatea structurilor Ministerului Afacerilor Interne din cele 3 zile. Iertați-mă, aceste dosare penale au fost întocmite de către structurile Ministerului Afacerilor Interne, nu de către altcineva. Vom reevalua activitățile de colectare a datelor. Vom pregăti suplimentar personalul Ministerului Afacerilor Interne. Vom stabili calendarul evenimentelor cu public numeros și acolo vom avea o prezență sporită a efectivelor MEAI. Vom pregăti organizatorii de evenimente, pentru că este nevoie să avem o colaborare foarte bună, structurile Ministerului Afacerilor Interne, cu organizatorii acestor evenimente. Și foarte important, vom comunica public. Probabil că va comunica public ceva, domnul ministru, și despre polițistul prins cu droguri la festival, că sunt și dintre aceștia, Emilian Iseira. Păi și ei se duc la concert, se distrează. Poate nu era în exercițiu funcției. Da, bine, ce mă întristează pe mine e acest vom. Vom, întotdeauna după ce apare acest vom trebuia să fie înainte de festivalul Saga și înainte de a muri oameni și toate lucrurile pe care le-a înșiruit acolo ministrul de interne, domnul Bode, sunt ok, așa trebuie să faci. Să, când ai 100.000 de oameni strânși la un loc pe un stadion să asculte muzică electronică sau, în fine,
concert, orice tip de concert de genul ăsta, unde există riscuri în ce privește consumul intensiv de substanțe halucinogene, droguri și alte lucruri, într-adevăr trebuie să ai o prezență mai numeroasă, trebuie să vorbești cu organizatorii, trebuie... Dar de ce lucrurile astea se fac după? După ce se întâmplă o tragedie, după ce opinia publică reacționează, după ce părinții se înfricoșează? După ce se cere insistent o reacție și, timp și de mai multe zile exact, din partea ministerului, exact, care apare și când ce... apare... Da, și după ce, exact cum spui tu, zile întregi nu se întâmplă nimic, ai niște reacții sau niște reacții de-astea, gen toată lumea încearcă să se spele pe mâini, să fugă, să nu s-a întâmplat nimic, nu ne interesează, nu avem nicio vină, și abia după aceea vine planul de măsuri. E un pic, în fine, e simptomatic pentru România să ajungem în situații dramatice și abia după aceea, pentru că chiar și, hai să zicem că se rezolvă totul, nu o să se mai întâmple niciodată nimic, dar îți rămâne în urmă chestia asta. Băi, au un festival, au murit oameni din cauza consumului intensiv de droguri. Vladimir Ionaș, pare că îi mustră puțin pe jurnaliști domnul ministru, pentru că n-au știut cât de implicați și de votați sunt polițiștii în lupta împotriva drogurilor. Pe mine mă surprinde faptul că, bine, n-a trebuit să mă surprindă, evident, ce s-a întâmplat la acest festival prin decesul acelui tânăr e o tragedie. Dar cred că instituțiile statului știu, dacă eu ca simplu cetățean știu, că e o mare problemă, cel puțin în urbanul mare, cu consumul de droguri, în licee, până și în școli, din păcate, se consumă foarte multe substanțe interzise și e o mare problemă, iar instituțiile statului ar trebui să țină sub control acest lucru. Iar lucrul ăsta nu se face. L-am auzit și pe președinte vorbind de educație, am auzit vorbind despre tot felul de programe. Haideți să ne uităm ce se întâmplă în țări mult mai dezvoltate decât România, în care sistemele de educație sunt mult mai solide. Consumul de droguri este la fel crescut. Până în momentul de față, doar țările islamice, în care consumul și posesia și traficul de droguri se pedepsește inclusiv cu moartea, au reușit să ducă consumul și traficul de droguri la niște cote extrem de scăzute. Nu așa se rezolvă problemele. În primul rând trebuie să țină sub control toate aceste festivaluri. Eu nu sunt un mare fan. Eu, dacă aș avea puterea, aș muta toate festivalurile la marginea orașului. Mi se pare absurd să aibă loc în centrul orașului, dar asta e cu totul altă discuție. Dar instituțiile statului, prin poliție, jandarmerie și toate celelalte instituții care au un rol în această poveste, trebuie să fie mult mai atente, pentru că sunt modalități în care poți depista consumatorii chiar în momentul în care o fac. Mie mi se pare o glumă inclusiv ce face acea Agenție Națională Antidrog cu împărțitul acelor cliente pe la festivalul și prin diverse locuri. Asta este o glumă. Știu și ei că în momentul în care e foarte cald afară, și asta o pot explica mult mai bine medicii, dar când e foarte cald afară, este adrenalina ridicată, că ești la un concert unde muzica este foarte tare. Dacă tu consumi droguri chiar așa cum ești obișnuit, nu într-o doză mult mai mare, s-ar putea ca reacția să fie una mult mai dură, mai ales dacă combini drogurile și cu alcool și cu alte substanțe. De aceea Agenția Națională Antidrog ar trebui să aibă niște discuții foarte clare și concrete cu organizatorii acestor evenimente și să se asigure că participanții au la dispoziție foarte multă apă pe care trebuie să o consume în interval destul de des. Trebuie să bei foarte multă apă, pentru că, eu repet, eu nu vreau să fiu ipocrit, să zic că trebuie oprit mâine traficul de droguri, consumul. Nu se va întâmpla lucrul ăsta, până acum nimeni n-a găsit soluția magică. E o industrie care aduce foarte mulți bani, interese uriașe, dar trebuie să facem, să găsim soluții, să identificăm soluții prin care să nu mai avem astfel de tragedii. Mulțumesc foarte mult, Vladimir Ionaș, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Urmează Politica Zilei cu Ioana Constantin de la ora 15. Noi ne revedem mâine, să aveți o după-amiază liniștită.